Timp de 3 zile, județul Mehedin se va afla sub atenționare cod galben de caniculă ce vizează un val de căldură, disconfort termic accentuat, dar și caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius. În perioada 7-9 iulie, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În această situație, cetățenii trebuie să se hidrateze corespunzător, consumând circa 2 litri de lichid de pe zi și să evite excesul de băuturi alcoolice sau cele care conțin cafeină. Până vineri, județul nostru se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează disconfort termic accentuat și caniculă. În această perioadă, indicele temperatură umezeală va atinge sau depăși pragul de 80 de unități, temperaturile maxime fiind cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se pot situa între 17 și 23 de grade. În perioadele caniculare, facem apel la cetățeni să evite aglomerația, efortul fizic intens și expunerea prelungită la soare, în intervalul orar 11-18. Totodată, aceștia trebuie să se hidrateze corespunzător, evitând băuturile alcoolice și pe cele care conțin cafeină. Pentru siguranța lor, cetățenii sunt sfătuiți să poarte haine legere, în culori deschise, pălării și ochelari de soare. O atenție deosebită trebuie acordată și copiilor, care nu trebuie lăsați singuri în autoturisme expuse la soare. Având în vedere temperaturile ridicate, ISU Mehedin face apel la cetățeni să evite aglomerația, expunerea la soare, dar să evite și ieșitul din locuințe în intervalul orar 11-18.